Domnul Ionuț, bună, bună! Îmi pare bine. Eu mă numesc Maria Ciorici, sunt din Republica Moldova și am un mesaj pentru dumneavoastră de felicitare. Am un mesaj, o poezie, o poveste v-am scris despre dumneavoastră cu dedicație specială. Eu întorc așa telefonul, fiindcă filmez și vă rog să o ascultați. Sunteți gata? Ne-am cunoscut în anii facultății. De atunci au trecut mai bine de 8 ani. Cu ajutorul unei prietene cu care în chirie stăteam. Inițial niciunul n-aveam nimic special, nu simțeam nimic special, nici un fior de dragoste. Dar timpul pe toate le aranja și pregătea pentru noi surprize. Nu mă prea băga în seamă, eram boboc la anul întâi. Tu mai mare, arogant, anul 4, de mine nici n-aveai gând, știi. Aveam o relație cu alt băiat și tu atras de altă fată. Și acum îmi vine să râd cum a început a noastră dragoste. Era ziua mea de naștere. Am ieșit cu gașca în oraș. Și iată atunci te-ai apropiat de mine. M-ai sărutat și pe obraz. Eu 19, tu 22. Doamne, eram atât de naivă. Fără încredere în mine, simplă. De toate mi era frică. N-aveam încredere în nimeni. Dar tu ai luptat. N-ai renunțat. Mi-ai câștigat sufletelul. Și pentru totdeauna inima tu mi-ai furat. Tu ești deosebit, ca nimeni altul. Timpul trecea, iar sentimentele noastre aripi de zbor prindeau. Tu îmi demonstrai dragoste. Atât de multe îmi ofereai. Făceai atât de multe pentru mine. Îți plăcea să mă vezi fericită. Am stabilit să ne mutăm împreună. Uneori n-aveam bani nici de pită, cu două linguri în casă, dar eram atât de fericiți. De nimic nu ne era pasă. Noi ne simțeam atât de împliniți. Viața asta pe pământ e păcătoasă și prin mult împreună am trecut. Uneori am fost cu tine rea și geloasă, nu suportam la nimeni să te uiți. Ți mai întâmplă. Tu mă iubeai necondiționat. Îmi amintesc când am ieșit de la serviciu și ai spus că avem un pepene de cumpărat, dar noi în aerodrom am aterizat. Prima dată am zburat cu avionul. Vai, ce m-am bucurat, Doamne, era minunat totul, dragostea noastră în aer plutea. În toți anii m-ai susținut și în tot și în toate. Mereu a ta dragoste mi-ai oferit. Mi-ai devenit și mamă, și tată, și frate. Totul pentru mine ai devenit. Și familie. Ai luat și un apartament. Ce-l putem numi acasă, căminul nostru mult dorit. 3 ani s-au scurs și m-ai cerut tu de mireasă în seara de Moș Nicolae. Exact când toți eram la masă, alături de prieteni, mi-ai cerut în căsătorie. Apoi a urmat și nunta noastră, iar tu ai organizat absolut tot. Am avut chiar și focuri de artificii. În mașina albă mare, nu Dacia cum m-ai păcălit. Bravo! A fost perfect cum n-am visat vreodată. A ta regină m-ai făcut ca să mă simt. Îmi amintesc atât de repede a trecut nunta, a fost atât de interesant. Mă iubeai atât de mult, de toate doreai să mi-l oferi. Pentru noi o mașină ai cumpărat, mare așa cum îmi doream. A urmat un an mai greu când am căzut emoțional, dar tu ca un soț bun și iubitor m-ai îngrijit de fiecare dată. S-a mai întâmplat ambii că am cedat, dar am mers mai departe. Pe lumea asta, dragostea adevărată este cea de suflet, nu de trup. Ea nu se destramă niciodată. Iată așa, domnul Ionuț, pentru dumneavoastră, cu drag. Mă bucur că v-am făcut și să râdeți și să lăcrimați un pic. Ultima e mai emoțională, a fost una mai dificil, ca să zic așa. Da, pentru dumneavoastră, din partea soției Milania. Mi-am dat seama. Da. Am o rugăminte la tine. Poți să-mi trimiți acest text pe WhatsApp sau undeva? Da, 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 vă trimit tot și video și tot. Să... Am înțeles, ca să l-am amintire. Și felicitări pentru videoclipurile care le faceți. Mă cunoașteți. Mă cunoașteți, înseamnă că mă bucur. Mi-am dat seama de unde... Și după aia nu știam de unde o să vă iau. Și după aia, ulterior, cum am văzut în telefon, mi-am dat seama de unde... De unde? Da, vă mulțumesc mult. Aveți niște poezii, adică și aveți o voce când recitați și o nu-mi găsesc acum cuvintele, ce mai de pe Vă mulțumesc. O
profunzime așa, foarte, foarte frumoasă. Vă mulțumesc. Foarte mult vă mulțumesc. Și soției ceva să-i spuneți, cum mai am ceva cuvinte foarte importante chiar din partea ei să vi le transmit. Dacă vreți ceva să-i spuneți acolo, ce vreți să-i transmiteți ei? Că iubesc foarte mult și că o să fiu mereu lângă ea, chiar dacă am avut perioade dificile, o să trecem amândoi prin toate, pentru că așa e frumos, trebuie să fim și la bine și la greu unul alături de celălalt. Și să nu decadem deloc. Frumos. Și o să fiu mereu și o să iubesc condiționat. Frumos și felicitări că sunteți așa un bărbat care știți și înțelegeți și recunoașteți că într-adevăr trebuie de muncit pentru asta. Te iubesc cu adevărat. Și oricâte greutăți, necazuri sau ispite vor întâmpina într-a noastră căsnicie, eu îți doresc și îmi doresc să fim mereu alături. Să fiu a ta consoartă, așa cum îți place să-mi spui. La bine și la greu voi fi lângă tine. Să ducem mai departe planuri ce le făceam odată. Cei 3 copii, noi 2 și a noastră casă. Ești pentru mine cadoul meu de la Dumnezeu, așa te consider și ador să mă trezesc dimineața lângă tine, să-ți văd chipul zâmbitor și ochii tăi cei blânzi. Ești un om bun și dăruitor, un om minunat în esență, un soț model pentru mulți alții și îmi doresc să îmbătrânesc lângă tine. Iată așa, o declarație de dragoste pentru dumneavoastră de la soție. Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! Și un cadou muzical cu drag, dacă văd că v-ați oprit de șofat aici. Da, trebuie să-mi rezolv niște lucruri care le-am pe la Vâlcea, adică de la unde acasă și de aceea. Sper că nu vă rețin, un pic vă cânt și... Dar de unde sunteți? Din Vâlcea, da? Da, de lângă Vâlcea, sunt la vreo 80 de kilometri de Vâlcea. Și candidez pentru primărie și vreau să-mi rezolv ceva. Stați că mi-a spus. Da, soția mi-a spus. Eu zic, Doamne, sunt onorată, să felicit un... De Doamne, să fie un domn viitor primar. De Doamne. Vă doresc succes. E puțin mai greu, dar am încercat. Acum să vedem. Bine. Au fost mai multe obstacole din care asta am trecut. Asta e. Nu te-au descris poeții în cuvinte, nu te-au cântat femeile nicicând. Te port mereu în gândul meu fierbinte și vreau să-ți cânt că tu ești cel mai dulce pe pământ. Eu m-am născut ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Femeie sunt și-ți spun că-mi este bine când ești alături cu brațul de bărbat atât de cald. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul. Așa să fie! Ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul ce credem într-un jurământ. La mulți ani să trăiți, vă doresc tot binele! Să aveți succes în ceea ce v-ați propus, să vă meargă cu succes acolo. Ei, am onoarea! Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet! A fost o surpriză extraordinară! Cu drag pentru dumneavoastră, am scris versurile ieri, azi, noapte. Și zic că soția foarte tare își făcea griji, să iasă totul bine, și tare bravo! A venit aproape 200 de kilometri, nu mă așteptam. Da. Mi-e frică să o las seara să conducă, au fost câteva emoții pe care mi le-a dat și... Da, mi-a spus că va veni. Da. Și a venit aseară, când la 12, 12 și un pic era ceasul. Mă bucur. Am venit acolo, la mine la țara. Pentru că noi stăm în Sibiu și eu candidez la primărie acasă la mine.
în locul natal, Așa. unde am născut și unde am crescut. Și Da. sunt aproximativ 200 de kilometri de distanță. Și m-am mirat faptul că după aia a cerut și mașina lui frate sau astea. Mă așteptam să facă o surpriză sau astea sau să-mi spună să mă duc să iau de la autobuz direct. Dar nu mă așteptam să vină cu să-i ceară mașina lui frate sau și să vină. Vedeți ce înseamnă? Asta înseamnă că a demonstrat că vă iubește mult. Cu drag pentru dumneavoastră, la mulți ani și numai bine vă doresc. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul ce credem într-un jurământ. Așa este, pentru dumneavoastră. O zi frumoasă vă doresc, domnul Ionut. Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet, sunteți o persoană extraordinară și mulțumesc și eu să o sun pe ea, vă să-i mulțumesc din suflet pentru surpriza făcută. Cu drag, cu drag. Sunteți un cuplu foarte bravo, frumos, așa să vă văd. Toți trec prin greutăți, n-are cum, asta e viața. Dar principalul rezultatul, sfârșitul să fie frumos. Happy end! Mulțumesc frumos! Da, așa este. Mulțumim frumos! O zi bună, vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc la fel! Iată așa, dragii mei, felicitări frumoasă. Doamna Melanie a făcut o surpriză, a venit chiar la dumnealui. Vedeți, a povestit domnul Ionuț un pic toată povestea. Doamna Melanie a vrut așa să facem surpriza când vine ea și eu după asta sun. Dar nu era posibil ora, nu, adică fetița mea dormea și nu puteam să fac asta. Dar am sunat când am putut deja eu și văd că a fost, a reușit, am reușit și a fost totul frumos. Doamna Melania, sper că o să vă placă din tot sufletul. Am scris din suflet această poveste, chiar dacă cu greu, dar am scris-o și mă bucur că v-a plăcut. O zi frumoasă, sărbătoare frumoasă împreună acolo să sărbătoriți.